Elevi, atenție! Lecția de chimie! Gardianule, alte cele necesare! Încă o lecție de chimie? După orar avem engleza! Eu am zis! Chimia! Of, două chimii la rând! Sarcina voastră e să pregătiți un medicament conform acestei rețete. Conform rețetei, e ceva periculos. Nu trebuie să știți asta. Ce medicament e acesta? Sarcina voastră e să faceți, dar nu să ghiciți ce e asta. Dacă asta amestecăm cu asta, nu am reușit. De ce nu am reușit? Cred că am reușit. Cum? Acolo doar e exces de dioxid de carbon. Insuficiență de magniu. Nu știu, eu deloc nu mă pricep în chimie. Asta da! Codașa a făcut ce nu au putut face tocilarele. Pentru cine e medicamentul? Nu e de mintea voastră. Trebuie să plec. Dar lecția. Putem pleca? Nu! Deschideți manualele și citiți paragraful 10. Nu-mi plac astea. Ea sigur a pus ceva la cale. Da, acest medicament pare suspicios. Sper directoarea să fie arestată înainte ca să facă vreun rău cuiva. Uitați, fetelor, în curând vom ieși de aici și vom povesti totul poliției. Ce faci acolo? Caut agenda lui Alex, dar voi de ce stați? Nu știu, dar ce să facem? Pândiți profa să nu se întoarcă. Bine! Am găsit-o! Ea se întoarce! Mai repede la locuri! Bravo, Sofia! Pentru azi primești nota 10! Oho! E prima notă de 10 în viața mea! Dar voi, fetelor, câte un 8 pentru străduință. Acum mergeți la recreație. Dar lecția încă nu s-a terminat. Eu vă permit să mergeți. Poate acest medicament i-a tratat nervii și ea a devenit bună? Prima dată o văd pe ea așa bună. Sau ea planifică ceva groaznic. Ați găsit-o? Da, agenda ta e la noi, deci nu-ți fie frică de profă. Mulțumim! Inițial, îndeplinește-ți angajamentul. Bine, o să deconectez alarma și o să las ușa deschisă. Perfect! O să mă luați cu voi? Nu vreau să rămân aici. Bine, o să te așteptăm aici. Cum termin treburile în cabinet, vino la noi. Bine, ne-am înțeles. Sper să se descurce. Apropo,
Alex a ajuns la această școală? Deoarece el a ajuns pe furiș în cabinetul directorului, a stricat laptopul, directorul l-a prins și l-a trimis aici. Stop, Tudor, nu crezi că eu nu mă face față? Nu sunt convinsă. Introduceți parola. Poate 1, 2, 3, 4. Nu merge. Poate 3, 6, 9, 1. Nu merge. Așa! Ce avem noi aici? Nu e ceea ce credeți. Gardianul nu trebuie să-și părăsească locul de muncă. Eu nu am părăsit, eu pur și simplu... Nu-mi plac elevii obraznici, dar, din fericire, acum am un medicament. Medicament? Da, eu îți va corecta comportamentul și te va face cu minte. El nu vine, a trecut deja mult timp. Ceva n-a mers? Totul e minunat. Perfect! Deci putem pleca de aici! Prima dată fug de la școală! Eu tot! De ce să fugim? Aici e minunat! Foarte amuzant! Eu nu glumesc! Ești bine? Mă simt perfect. Asta e medicamentul pe care tu l-ai făcut pentru profă. Dar recipientul e gol. Profa ți-a dat. Da, eu ador profa. Nu pot să cred. Deci, iată ce a planificat ea. Când vom povesti ce se petrece aici, școala aceasta va fi închisă! Eu nu o să vă permit! Noi doar ne-am înțeles! Am promis directoarei să vă opresc! Nu te vei descurca cu noi trei! Asta mai vedem noi! Descurca dacă voi două nu vă speriați. Nu ne-am speriat, dar am inventat un plan. Cum să nu? Nu ne-am bătut niciodată. Iată așa, organizează revoltă cu tocilarele. Așa, așa, ce avem noi aici? Ați vrut să plecați de la ore? Fără voia profesorului. Nu aveți dreptul să ne țineți în școală toată ziua. Aceasta nu e școală, dar închisoare. Aceasta e o școală de corecție. Voi o să trăiți aici până când nu o terminați. Eu voi porunci să consolidăm securitatea. Vom adăuga câini, crocodili, gardieni. Deci, nu o să puteți pleca de aici niciodată. Dar acum, mergeți la pauza mare. Vă aștept la lecție peste 20 de minute. Nu mai avem șanse să fugim. Profa ne va transforma viața în coșmar.
Ciudat că cu noi ea nu a folosit medicamentul său. Sofia a pregătit doar un recipient, deci ne-a mers. Fetelor, nimic nu e pierdut, noi încă ne putem salva. Despre ce vorbești? Gardienii sunt peste tot. Nu trebuie să fugim de la școală, noi vom alunga directoarea. Cum? Avem camere de supraveghere în toată școala, corect? Da, și ele înregistrează totul ce se întâmplă prin școală. Exact, deci ele înregistrează toate încălcările profei. Da, așa e. Vom descărca înregistrările și le vom trimite la poliție. Și profa va fi concediată. Pentru asta avem nevoie de laptop. În cabinetul de informatică este. Dar e cu parolă și noi nu o știm. Eu o știu. Parola este 335588. Perfect. Merg să le descarc. Fii atentă, nimeni nu trebuie să te vadă. Se reține, sper să nu o prindă. Iată! Înregistrările sunt la mine! Perfect, vino! Întoarce! Nu, voi vreți să faceți rău profei mele preferate. Ea nu e profă, ea e un monstru! Ai uitat cum ea te-a obișnuit? Ba nu e adevărat, ea niciodată nu m-a obișnuit. Ai uitat subsolul cu șobolani și notele de 2 din catalog? Cum strigă la tine la toate lecțiile, fără motiv! Nu e adevărat, nu a fost așa ceva. Întoarcem înregistrările. Nu le veți vedea. Super! Și ce să facem acum? Trebuie să-l convingem pe Alex să ne întoarcă înregistrările. Nu vă dați seama, el nu ne crede. O să-l impunem să-și aducă aminte. Eu am pregătit medicamentul, deci o să mai prepar. Eu o să gătesc un medicament care o să-l facă să-și aducă aminte. Tu doar nu știi chimia! Data trecută ți-a ieșit întâmplător. Atunci ajutați-mă! Ina, cum să pregătim asta? Trebuie să folosim elemente necesare creierului, de exemplu glucoză și acizii grași. Putem adăuga zinc și fier. La fel, putem adăuga vitaminele grupului B și C. Ce tocelare sunteți! Aceasta îl va ajuta pe Alex să-și aducă aminte tot ce a fost. Trebuie doar să-l impunem să bea. Nu cred că el o să vrea să bea, pur și simplu. Deci, trebuie ceva să inventăm. Am o idee. Să mergem. Ce bine să lucrezi, gardian, în școală. Mănânci când vrei. Poate și tu vrei să lucrezi cu directoarea. Nu, nici într-un caz. Distrageți atenția lui, dar eu o să-i amestec acest medicament în mâncare. Nu cred să mă mai creadă după povestea cu pisica. Trebuie de inventat altceva. Uh-huh. Am o idee. Ia-te telefonul tău. Alo? Unde umbli? Eu te aștept! Cine e? Nu recunoști directorul școlii? Scuzați, nu v-am recunoscut. Ce-i cu glasul dumneavoastră? M-am bolnăvit! Scuzați, vin! Am crezut că el o să creadă. De unde are Alex telefon? Ele doar sunt interzise la școală. Gardienii au voie. Doar așa pot primi ordine de la director. Clar. Să adăugăm medicamentul.
ce farse prostești! Din cauza lor m-au certat. Ce s-a întâmplat? Ura! E viu! Fetelor, noi deja am fugit de la școală? Da, și pare că și-a recăpătat memoria. Spune, tu iubești profa noastră? Nu! Ea în subsol m-a închis! Deci, el e cu noi! Unde sunt înregistrările? Ce? Nu am nimic! Caută bine buzunare! Într-adevăr, voi mi l-ați dat! E o istorie lungă! Trebuie să-l trimitem la poliție! Ce să scriu pe el? De la elevii școlii de corecție pentru poliție? Poștală pentru scrisori. În curând va veni poștașul și o va lua. Mergem! A fost foarte distractiv. Atenție! Pregătiți-vă pentru încă o lecție de chimie. Ia arată ce ai tu în telefon. Sarcina voastră e să faceți cât mai multe doze de medicament. Am înțeles! Ce fel de comportament este acesta? Liniște! Cum vă permiteți să ignorați profesorul? O să vă duc la crocodil! Nu mai sunteți profa noastră. Nici directorul nostru. Despre ce vorbiți? Doamne, vă sună telefonul. Alo? Concediată? Cum adică? Ce fel de poliție? Cum adică arestată? Ha? Poliția vă așteaptă în curte. Să mergem! Nu! Nu puteți proceda așa! Eu sunt directorul școlii! Mai mult nu! Sunteți concediată din cauza încălcării drepturilor copiilor! De asta mergeți la închisoare. Asta o să vă învețe să nu obișnuiți copiii. Stați un pic! Nu poate fi așa ceva! În curând vom avea o profă nouă. Sper să fie mai blândă. Dar eu sper că ea va lua crocodilii din cabinetul de biologie. În curând școala va deveni una obișnuită. Da, mai repede. V-a plăcut acest video? Dați like și abonați-vă! Pa, pa! Aceasta e o școală deosebită pentru elevii cu dificultăți în comportament. Priviți-l, bine! Priviți-l! Sarcina voastră! Sarcina voastră! Nu e de mintea voastră! Trebuie să... 1, 2, 3. În curând va veni poștașul și va o lua. Oh.